Programul Investește în Tine, inițiat de Guvernul României, vine în sprijinul anumitor categorii de persoane care doresc să se dezvolte personal și profesional, oferind credite cu dobândă zero. Dobânda pentru aceste împrumuturi va fi suportată de la bugetul de stat. Între aceste categorii de persoane se numără tinerii cu vârsta cuprinsă între 16 și 26 de ani, care pot accesa credite în valoare de până la 40.000 de lei. De asemenea, persoanele cu vârsta cuprinsă între 26 și 55 de ani pot accesa credite de până la 35.000 de lei. Persoanele care sunt salariate pot contracta în plus încă 20.000 de lei. Condiția pentru toate aceste categorii de persoane este ca sumele accesate să fie folosite exclusiv pentru educație, cultură sau sănătate. Beneficiarii acestui program trebuie să îndeplinească anumite condiții, respectiv să fie persoane fizice cu cetățenia română și cu domiciliul în România, să aibă vârsta prevăzută în program, să fie cuprinse în sistemul de învățământ sau să urmeze cursuri de specializare sau de reconversie profesională autorizate de Ministerul Educației Naționale și să prezinte un cod debitor în cazul în care nu sunt angajați. Creditele pot fi accesate pentru o perioadă de cel mult 10 ani, fiind garantate de stat.